sunt Elia, sunt medic stomatolog și astăzi o să vorbim despre albirea dentară. Un zâmbet strălucitor influențează percepția celorlalți despre noi, așa că nu e de mirare că peste 80% dintre oameni își doresc să aibă dinți mai albi, conform statisticilor. Printre cauzele care duc la schimbarea dinților amintim anumite alimente și băuturi, cum ar fi cafeaua, ceaiul, vinul roșu sau afinele, obiceiuri vicioase, precum fumatul, placa bacteriană sau tarturul, tratamentele cu antibiotic de lungă durată sau micile traumatisme dentare sau fisuri ale smalțului, care favorizează formarea petelor sau îngălbenirea dinților. Ce putem face așadar pentru a avea dinții mai albi? Există o gamă largă de metode de albire a dinților, promovate pe piață, efectuate în cabinetul stomatologic sau la domiciliu, însă nu toate sunt și benefice. În calitate de medic stomatolog, vă recomand două dintre cele mai eficiente și sigure metode de albire a dinților. Albirea dentară cu laser. Această procedură profesională se realizează exclusiv în cabinetul stomatologic. După curățarea prealabilă a dinților prin detartraj, periaj și airflow și aplicarea unor măsuri de protecție a gingiilor, medicul stomatolog aplică un gel cu peroxid de hidrogen, urmat de albirea propriu-zisă cu laser. Această procedură nu este dureroasă și este considerată cea mai eficientă, întrucât efectul se menține timp îndelungat, iar smalțul dinților nu este afectat. Dacă apare o sensibilitate post-procedură, aceasta dispare de regulă după 2-3 zile. Albirea dentară cu gutiere. O gutieră specială, preumplută cu gel pe bază de peroxid de carbamidă, este pregătită de către medicul stomatolog pentru fiecare pacient. Această gutieră se va aplica de pacienți la domiciliu în cavitatea orală timp de 4-6 ore, de regulă în timpul nopții. Efectele acestei proceduri sunt mai lente. De regulă, această procedură este recomandată de medicul stomatolog ca o măsură de continuare sau de întreținere a efectului de albire a dinților realizată în cabinet. Ce credeți? Există contraindicații privind albirea dinților? Cu siguranță! Procedurile de albire a dinților trebuie evitate de către pacienții care suferă de afecțiune ale ficatului, de copiii sub 18 ani, de femeile însărcinate sau care alăptează, de pacienții alergici la substanțele folosite pentru albirea dentară și de pacienții care suferă de hipersensibilitate dentinară. Dacă aveți întrebări, vă rog să-mi scrieți un mesaj.